O carte citită este un grătar pierdut. Totuși, am putea să ne gătim mai des acasă, astfel încât să ne rămână mai mult timp și pentru lectură. De asemenea, am aflat o informație foarte importantă pe care trebuie să o împărtășesc cu voi. De săptămâna viitoare, din momentul în care voi posta acest clip, prețul tuturor cărților se va tripla. În consecință, grăbiți-vă! Acum, în cazul în care tu, în mod aparte, deja citești în mod frecvent, ajungem imediat și la topul celor 5 cărți care m-au ajutat să-mi schimb decisiv perspectiva asupra vieții. Dar dacă nu obișnuiești să investești prea mult timp în acest obicei, sau nu citești decât materialele care fac obiectul profesiei tale, ori mai mult, nu citești chiar deloc, atunci acordăm câteva momente. Până în urmă cu aproximativ 5 ani, singurele cărți pe care le citisem cap-coadă erau cele pentru certificările de fitness și legislația pentru permisul de conducere. În rest, nu citisem niciodată vreo carte completă, nici în școala generală, nici în liceu, nici în facultate. Nu aveam niciun fel de deschidere către partea asta. Dar odată cu trecerea timpului, am început să devin mai interesat și de dezvoltarea mentală, nu doar de progresul fizic. Nu mai știu exact unde am văzut asta, nu mai știu cine a spus-o, dar știu cu siguranță că un text mi-a trezit o curiozitate pe care n-am mai avut-o niciodată și suna cam așa. Într-o carte de doar 300 de pagini poți descoperi întreaga experiență de viață a unui om cu toate lecțiile și învățăturile acestuia. Și mi-am zis, asta sună interesant. Iar de acolo a pornit totul. Am vrut să încep cu ceva total la întâmplare, indiferent dacă subiectul cărții m-ar fi atras în mod aparte sau nu. Am fost în Carrefour să-mi cumpăr alimente și mi-am ales cartea Panama Papers. Cum își ascund banii cei bogați și puternici? Este o carte interesantă, utilă pentru a înțelege cum funcționează circuitul financiar și firea umană în general când vine vorba despre posesiile materiale, dar pe mine m-a plictisit destul de mult. Mi-a luat cel puțin o lună până am terminat-o, dar într-un final m-am bucurat că am perseverat și că am dobândit un nou obicei. Dar, gândind acum retrospectiv, poate că era mai bine să încep cu ceva ce m-ar fi interesat în mod aparte. Dar, nemai citind niciodată nimic, nu știam ce m-ar fi interesat. Desigur, ai putea spune că nu ai timpul necesar pentru a citi, asta fiind și cea mai comună scuză pentru completați pe spațiile punctate. Dar timp există întotdeauna. Problema constă în folosirea eficientă a acelui timp. Să zicem că vei citi doar 4 zile pe săptămână, 20 de pagini pe zi. Asta înseamnă că poți citi un total de 80 de pagini pe săptămână. Asta înseamnă că poți ajunge la 320 de pagini într-o lună, ceea ce poate fi media pentru majoritatea cărților. Asta înseamnă că poți ajunge la 12 cărți citite într-un an, cu doar 4 zile pe săptămână, 20 de pagini pe zi. Dar hai să fim toleranți. Viața se întâmplă. Momente personale dificile, perioade foarte solicitante la locul de muncă, viața de familie, concedii, etc. Hai să înjumătățim totul, nu 12 cărți într-un an, ci doar 6. Și hai să ne raportăm la o durată de 5 ani de zile, pentru că uneori 5 ani trec de parcă nici n-ar fi fost și cu toții cunoaștem senzația aceasta. Putem ajunge la 30 de cărți în 5 ani de zile. Cam cât de multă informație poți acumula citind 30 de cărți? Cam cât de mult se poate schimba perspectiva ta asupra vieții după un asemenea nivel de informație, într-un timp atât de scurt, mai ales raportat la speranța de viață actuală. Așa că problema nu este timpul insuficient, ci timpul folosit eficient. Hai să adresăm și cealaltă problemă, una reală de data asta. Concentrarea. Deseori aud acest motiv și anume, nu pot să citesc pentru că pur și simplu îmi zboară mintea după numai jumătate de pagină. Hai să zicem că trec de prima pagină, ajung la a doua și mă blochez. Să zicem că termin și pe a doua, dar la pagina a treia deja sunt pierdut cu totul. Nu pot să mă concentrez suficient de bine pentru a citi. Trăim cu impresia că abilitățile mentale și fizice se dezvoltă exact așa cum crește iarba. De la natură. De la sine. Considerăm că trecem prin viață, total aleatoriu și cumva ca prin magie, devenim capabili și rămânem sănătoși fără să depunem un efort conștient și consecvent în acea direcție. La fel cum abilitățile fizice nu se dezvoltă pur și simplu din oficiu, fiind necesar un stimul exterior, tot așa se întâmplă și cu concentrarea. La fel cum ne antrenăm pentru a deveni mai puternici, mai rapizi, mai rezistenți, mai flexibili și cu o musculatură mai bine dezvoltată, tot așa se întâmplă și cu abilitățile mentale. Două metode de o eficiență garantată pentru a ne îmbunătăți productivitatea și concentrarea sunt reprezentate de citit, la fel cum vorbim astăzi, și de meditație, despre care am mai vorbit în trecut, dar pe care trebuia să o menționez din nou.
Cititul nu doar că îți dezvoltă concentrarea, dar îți crește stima de sine, îți îmbunătățește cultura generală, abilitățile lingvistice, performanțele de la locul de muncă, imaginația și creativitatea, integrarea socială și sex appeal-ul. Dar acum, este puțin dificil de făcut un astfel de top pentru că sunt o mulțime de alte cărți grozave care ar merita să fie incluse în acest clasament. Însă, de dragul clipului, mă voi rezuma doar la 5. De asemenea, având în vedere că unul dintre avantajele unice ale cititului este faptul că dă cititorului șansa de a-și crea propriul univers și propria lume, pentru fiecare dintre voi acest top 5 va fi diferit. Așadar, vă invit în secțiunea de comentarii să vă lăsați și voi clasamentele voastre. Și spargem gheața cu Măiestrie de Robert Greene. Dacă sunteți în căutarea unui material care să vă ofere o soluție pentru perfecționarea abilităților din orice domeniu ați avea, atunci asta este cartea. Talentul este doar un element din potențialul pe care cineva îl are la dispoziție, iar în Măiestrie ni se explică ce anume este necesar pentru a atinge nivelul dorit, apoi depășirea acestuia. Se dau drept exemple performanțele lui Albert Einstein, Leonardo da Vinci, Charles Darwin, Mozart, Henry Ford și nu numai. Pentru început, este necesar să ne găsim o chemare, o vocație, o pasiune, după care să începem perioada de ucenicie în acea direcție. Concentrarea noastră ar trebui să se îndrepte spre a depăși tiparele convenționale de gândire și învățăturile de bază disponibile oricui. Ar trebui să ne eliberăm de dorința de statut și de bani, orientându-ne strict către performanță. Apoi urmează faza creativ-activă în care adăugăm noi abilități și cunoștințe diferite de cele specifice domeniului inițial, dar care contribuie spre un rezultat diferit de normă, dar superior în același timp. Într-un final, se poate ajunge și la etapa de măiestrie în care toate cunoștințele și abilitățile dezvoltate până în acel moment se pot îmbina cu instinctul sau cu inteligența superioară pentru a ajunge la rezultate inovatoare pentru mediul înconjurător sau cel puțin pentru propria persoană. Un fragment care mă inspiră mult și care mă completează de asemenea este următorul. Astfel și-a ales propria cale de urmat în viață, unică și stranie, condus de o forță interioară pe care o numea demonul său, un spirit al neliniștii care îl îndemna să cerceteze dincolo de literatură către miezul însuși al vieții. Tot ceea ce trebuia să facă era să stăpânească și să canalizeze acest spirit care fusese sădit în el la naștere. Minunat! Unul dintre motivele pentru care nu funcționează relațiile de iubire pe termen lung este faptul că nu ne înțelegem suficient de bine partenerii, atât la nivel individual, cât și pentru diferențele biologice dintre sexe. Voi vorbi din perspectiva masculină pentru că, surpriză, dar și pentru că titlul următor se numește Calea bărbatului superior de David Deida. În această carte ni se explică printr-o narațiune foarte plăcută spre ce ar trebui să țintească un bărbat, atât la nivel spiritual cât și comportamental și cum aceste alegeri vor influența relațiile cu sexul frumos. De multe ori, ceea ce noi considerăm că ar fi o atitudine potrivită într-o situație delicată alături de o femeie este de fapt opusul a ceea ce ar trebui să facem. Se întâmplă ca partenera să aibă toane, iar noi nu înțelegem de ce. Și încercăm să tratăm situația cât mai rațional cu putință, dar, se pare, cu cât încercăm mai mult, cu atât situația se agravează mai tare. Încercăm să purtăm discuția precum am face-o cu un prieten de sex masculin, iar tocmai aici se află greșeala, pentru că soluția de cele mai multe ori este contraintuitivă. Citind această carte, am învățat despre greșeli pe care le făceam în trecut cu femeile, dar și despre lucruri pe care pot să le fac mai bine cu sinele. O analogie grozavă din această carte, pe care ar trebui să o înțelegem cât mai mulți, ar fi următoarea. Bărbatul reprezintă corabia, iar femeia reprezintă oceanul. Fără valurile și curenții naturali ai oceanului, corabia doar ar pluti, pur și simplu, la întâmplare. Fără corabia, cu ale sale vele ridicate, oceanul nu ar avea încotro să-și îndrepte toată acea energie. Femeia oferă energie, bărbatul oferă direcție. Așa am apărut cu toții pe această lume. Sensul vieții, probabil cea mai mare preocupare a minții umane. Unii spun că sensul și-l creează fiecare, alții spun că este predestinat, ceilalți spun că nu există niciun sens. Oricare ar fi răspunsul subiectiv al fiecăruia, scriitorul și psihiatrul austriac Viktor Frankl ne oferă experiența lui din lagărele de concentrare naziste în cartea Omul în căutarea sensului vieții. Când totul merge ca pe roate, nu avem niciun motiv să ne ocupăm de ceea ce nu funcționează și nu avem de ce să reparăm ceea ce nu este stricat. Doar atunci când facem cunoștință cu propriile neajunsuri sau cu limitările mediului înconjurător, avem ocazia de a vedea lumea prin ochi mai realiști. Caracterul unui om nu este definit de felul în care reacționează în fața victoriei, ci de cum răspunde în fața eșecului.
afli cine ești cu adevărat doar atunci când ai o singură opțiune, când nimeni nu te privește și nimeni nu te ascultă. Viktor Frankl a fost închis în condiții inumane, cu toate bunurile confiscate. I-au fost uciși mama, tatăl, fratele și soția. Dar a luptat, considerând că viața merită în continuare să fie trăită. Prin scrierile sale va reuși în continuare să inspire generații care nu vor avea ghinionul luptelor pe care el le-a dus, dar care vor învăța cum să-și câștige propriile bătălii. Iar unul dintre multiplele fragmente impresionante din această carte este următorul. Fără îndoială că demersul de căutare a sensului de către om poate să producă mai degrabă un dezechilibru decât o stare de echilibru interior. Totuși, tocmai această tensiune este condiția indispensabilă pentru sănătatea mentală. Aș îndrăzni să spun că nimic altceva nu poate să ajute atât de eficient omul să supraviețuiască chiar și în cele mai grele condiții, precum cunoașterea faptului că viața lui are un rost. Multă înțelepciune se află în cuvintele lui Nietzsche. Cel care are un de ce pentru care să trăiască poate îndura aproape orice. Nu trebuie să te superi din cauza lucrurilor, căci lor nu le pasă deloc de asta. Gânduri către sine însuși reprezintă exercițiul mental prin care împăratul roman Marcus Aurelius Antoninus Augustus a încercat să-și înțeleagă sinele, precum și mediul exterior. Deși scopul acestor scrieri era unul de autoîncurajare și reflexie, fără intenția de a fi publicate, jurnalul lui a reușit să influențeze mentalul oamenilor chiar și la mai mult de 1800 de ani după ce și-a dat ultima suflare. Contrar percepției moderne, o viață împlinită nu depinde de statut, de suma contului din bancă, de sigla hainelor purtate sau de numărul de like-uri. Deși tehnologia ne oferă cele mai bune vremuri din istoria speciei, suntem într-o criză de valori morale și de înțelegere a propriei persoane. Probabil că singura metodă prin care putem scăpa de abundența și de complexitatea informațiilor inutile și a influențelor negative din ziua de astăzi este prin a ne întoarce din nou la lucrurile simple și naturale, iar această carte este un ghid foarte bun pentru cum am putea face acest lucru. Un fragment cât se poate de potrivit chiar și astăzi ar fi următorul. Ce doriți? Să aveți sufletul unor ființe raționale sau iraționale? Raționale. Ce fel de ființe raționale? Sănătoase sau ticăloase? Sănătoase. Și atunci, de ce nu îl căutați? Fiindcă îl avem deja. Și atunci, de ce au loc între voi dispute și neînțelegeri? Liberul arbitru este un concept disputat, deoarece toate alegerile pe care le facem în prezent reprezintă suma tuturor experiențelor și deciziilor luate cândva în trecut, înmagazinate în subconștient. Liberul arbitru este definit mai degrabă ca un pilot automat. Dar, dacă vrem să preluăm controlul asupra călătoriei, iar acele alegeri autonome să fie cele pe care ni le dorim, atunci, în prezent, trebuie să facem eforturi conștiente pentru a ne schimba bagajul de experiențe subconștiente. Cartea Tu ești placebo, de Joe Dispenza, a sosit în viața mea la momentul perfect, tocmai când realizam că sunt necesare schimbări majore. Cu toții am auzit sau am folosit vorba, așa sunt eu, atunci când o situație anume a împins una dintre persoane într-o atitudine defensivă. Ăsta e felul meu, asta e personalitatea mea. Doar că acestea sunt scuze care împiedică omul în a rezolva problemele personale mascate sub forma normalității. Dacă felul în care eu mă manifest astăzi reprezintă suma deciziilor și experiențelor din ultimii 5 ani, atunci ceea ce voi deveni peste 5 ani reprezintă suma experiențelor și deciziilor pe care le voi lua de astăzi înainte. Nici unul dintre noi nu este prizonierul trecutului. Viața se poate reconstrui în fiecare zi, prin alegeri conștiente, repetate și de calitate. Iar asta nu este doar filozofie, ci este un fapt dovedit științific pe care această carte îl prezintă într-un mod extraordinar. Acest material este cel mai important pe care l-am citit în viața mea, pentru viața mea. Așa că nu pot spune că eu am găsit această carte, ci ea m-a găsit pe mine. Deci nu pot decât să vă recomand și vouă cu toată căldura cartea Tu ești placebo. Și cam asta a fost pentru astăzi. Aștept în secțiunea de comentarii topurile voastre, aștept sugestii pentru materiale pe care ați dori să le vedeți în viitor, pentru colaborări online mă puteți contacta în privat, vă mulțumesc pentru vizionare, iar până data viitoare, mult biceps!